Йоу! Салут! Салут încă o dată! Eu sunt Bogdan, ăsta e canalul PC Performance. Și astăzi noi o să facem un review acestor căști, numite Marshall Major 2, ediția Bluetooth, da? Fără cablu. O să fie un review subiectiv, pentru că e despre sunet, mă rog, nu pot să vă demonstrez dacă se aude așa cum spun sau nu se aude așa cum spun. Eu pot să aud mai bine, voi mai rău, pentru că așa și este, eu întotdeauna aud bine. Deci, să începem. Aceste căști, Marshall Major 2, deja v-am spus asta, le folosesc deja mai mult de o lună, poate două, și pot să vă spun cu siguranță că astea sunt cele mai bune căști Bluetooth pe care le-am auzit vreodată, dar știți de ce? Din cauza că eu alte căști pur și simplu nu am auzit și astea sunt unicele pe care eu le știu. Și asta îmi permite nici să spun că ele sunt cele mai bune. Din păcate am ales o temă foarte subiectivă, da, sunetul. Eu nu vă pot exprima cum ele se aud. Trebuie singur să le probați, să le testați și să vă formați singur o concluzie. Când le așez pe urechi, au un noise cancelling, sau cum se numește, cam așa ceva, destul de puternic. Scriți în comentarii dacă arăt naiv întrânsele. Dar dacă nu, tot scriți în comentarii că arăt naiv, pentru că voi oricum asta scriți. Cam așa arată ele pe capul uminesc sau neuminesc, nu știu, depinde, eu nu întotdeauna sunt om. Sub ambușura asta observăm că e scris logotipul Marshall. Aici avem așa un material cătifelat, eu nu știu cum el se numește. Stau foarte comod pe cap, e tare, nu știu, îmi place. Cel mai tare îmi place designul. Uitați-vă la dânsul, parcă sunt de la Apple, așa. Nu, de altă, le-am cumpărat dintr-un iStore, un premium reseller de lui Apple. Din butoane, pe casca dreaptă avem butonul de alimentare, de conexiune prin Bluetooth. Urmează portul jack 3,5 mm și mai avem aici micro USB. Între portul jack și buton avem un LED cu indicator albastru, alb sau roșu. Despre funcțiile acestui buton o să vă spun puțin mai târziu. Pe casca stângă mai avem iarăși un buton, mai bine spus un joystick cu care se controlează muzica. Dacă pur și simplu apeși pe el, e play, pauză. În stânga sau dreapta schimb cântecul, în sus și în jos, volum mai tare sau mai încet. De pe casca dreaptă, pentru a prinde căștile trebuie de ținut apăsat 4 secunde, apoi se aprinde beculețul roșu și se conectează automat la ultimul device conectat. Spre exemplu, l-am conectat la MacBook odată, apoi l-am stins, l-am luat cu mine, m-am dus nu știu unde, și când l-am mai conectat odată, acasă, când sunt preajma MacBook-ului, ele se conectează automat. Fix aceeași situație și cu iPhone-ul sau alte device-uri. Pentru a te deconecta de la un oarecare device și a te conecta la altul, trebuie să apeși de două ori pe acest buton din partea dreaptă și are repede, știi? Hop, hop, ai apăsat și el se conectează frumos. Și să alegi Marshall Major 2 în telefon sau Mac sau în computer, unde vrei. Se conectează, wow, magic, da, aha. Să le stângi la fel, trebuie să ții 4 secunde, pare mi să și ele se stâng și se deconectează absolut de la orice. Ceva SMS-uri, haideți să facem asta live. Deci, acum e conectat, da, am ales aici în Marshall Major 2, cred că se vede că e conectat, perfect, it's a magic, da, aha, tot e așa de simplu chiar. Am o, ne ducem frumușel în muzică. Nu v-am spus despre dimensiunea asta, da? Ele pot fi așa. It's a magic. Wow! Tot e chiar așa de simplu? Cum poți fi tot așa de simplu? Voi vedeți asta, da? Și pentru prețul ăsta, voi cât ați plătit pe dânsul? Tare puțin, eu sigur.
ele se aude destul de bine. Asta e cel mai fain. Marshall, mă rog, e o companie foarte veche, e de prin anii 60. Făceau, cum se numesc alea, monitoare, da, pentru ghitări electrici, nu știu, și destul de profesionale chestii. Amun, am spus că vrem să ascultăm ceva muzică. Intrăm în muzică, ne ducem undeva în melodii, căutăm un cântic flag pe care eu chiar l-am cumpărat din, de pe, cum se numește, store, am uitat, să zicem Music Box de Moody Good, recomand. Eu cred că voi deja auziți, wow, it's a magic, și eu tot aud. Am uitat că eu să am bani pe YouTube pentru că folosesc o muzică la care nu dețin dreptul de autor. Chestia e că dacă le puneți pe urechi și cânticul e destul de tare și basul tot aude, ea că eu simt. Sunt vibrațiile, sincer, sunt vibrațiile. Chiar simți cum vibrează și pe urechi. Și voi să întrebați, dar cum tu le porți cu gluga pe cap? A? Cum? Și eu îți vă răspund, nici cum. Eu nu port glugă când ascult muzică în căștile astea. Când vreau să port glugă și să ascult muzică, am căștile earpods, ok? Dar, pentru experiment, prima dată în viață, o să încerc acum în fața voastră să le îmbrac cu glugă. Probabil arată cam aiurea. Da, eu atâta vorbesc despre plusuri, că ele sunt tare faine, s-aud foarte clar, calitativ, cristalin. Da, cum rămâne cu minusurile? Sigur, el trebuie să aibă și ceva minusuri. Le are. În primul rând, ele sunt de plastic. Unicul metal, probabil, e ăsta, da? Și poate au ceva și înăuntru aici, ceva metal. În rest, carcasa asta e de plastic. Asta e piele care poate să fie roasă, tăiată. Aici ai ceva din cauciuc, nu știu precis. Și aici la fel e un fel de piele, da? Când voi le strângeți, acum și o să încerc să fac asta fără să arunc microfonul departe. Da? Le-ați strâns, da? Ele par ok, da? Dar voi mai bine să nu le aruncați în geantă, așa știi, hop, le aruncați și tot e ghini. Pentru că eu cred că ele se strici. Și minusul e că nu au nicio husă cu ele sau ceva în care să le poți păstra normal. Eu o să încerc să folosesc husa de la monitorul meu care stă deasupra la cameră să văd cum o să primească. Prima dată fac asta în fața voastră și în fața mea și în genere prima dată fac asta. N-aș spune că încă perfect. Na, dar arată cam așa. Am un numai știam, știi, să iau așa și să le arunc în spate. Pentru că stau destul de ferm. Așa, da? Dacă vreți și voi așa o husă, trebuie să vă comandați monitorul. Denumirea căruia, adică firma pe care o face ăsta, da? Viltrox, sau cum? Da, Viltrox. Pe lângă căști, în cutie mai găsim cablul jack, wow, microfon, oh da, și bine arată, da? Așa un cablu, destul de lung, după cum observați, da? Nu știu câți metri are. Să aibă vreo 40 de metri, 50 poate. Dar în instrucții trebuie să scrie. Dar voi spuneți, și eu te urmăresc pe tine că tu să-mi citești nii tăi din instrucții sau... Pentru că pentru mine contează părerea ta. Da, pentru tine contează părerea mea. Pentru asta tu își privești video ăsta. Aha. Mai avem și un cablu USB. Tot e cafeniu. Adică, mă rog, într-o culoare cu căștile. Ele pare mi se vin în culoare albă, neagră și maro. Maro? Cafeniu? Nu știu, eu cafeniu o să-i spun, mă scuzați. O, da. Asta e USB-ul. El la fel e semnat aici ca Marshall fiind. Da, e micro USB, simplu, n-aveți probleme cu încărcătorul, cred că, pentru că blocul de alimentare în complet nu vine. Îl băgați în computer sau în powerbank sau unde vreți și îl încărcați. Nu sunt probleme cu asta, cred. Că, mă rog, ei cred că s-au gândit că dacă el își cumpără căștile astea, respectiv are de unde să le asculte. Un telefon sau, nu știu,
un computer sau ceva, respectiv trebuie să le poată încărca, mai ales dacă e prin Bluetooth. Pentru că dacă voi nu ascultați prin Bluetooth, puteți folosi acel jack 35 și nu-i trebuie niciun fel de alimentare. Dar vă spun o chestie foarte importantă, foarte importantă. Cum să vă spun așa, mai spară că e mai important. Prin Bluetooth se aude mai tare și mai calitativ decât prin cablu. Da, prin Bluetooth se aude mai tare și mai calitativ. Ai auzit bine? Cauza fiind, probabil că bateriile alea îi dau destul de putere sau amplifică cumva sunetul așa cum îi place căștilor. Și aici prin cablu, device-ul tău întotdeauna poate să-i oferi alimentarea pe care îi necesită căștile date. Încă un lucru care foarte tare îmi place la căștile astea îi banal, cutia. Wow, cutia. Mie îmi place cutia. It's a magic. Uite la dânsa. Aici ai tot ce trebuie în viață. Dar ții în viață nică nu trebuie în afară de căștile astea. Și voi spuneți, Bogă, ce înseamnă asta? Tu știi vândut lui Marshall? Care Marshall? Care vândut? Asta mă întreb, totuși de ce ți-ai cumpărat Bluetooth? Doar iPhone 6 care are jack-ul ăsta 3.5, da? Pentru și ți l-ai cumpărat prin Bluetooth? Mac-ul tău, la fel, are și îi trebuie toate găurile, da? Banal, pentru că eu pot să ascult muzică de pe ceas. În fine, căștile astea aș merită, cred că, orice cent pe care le-am dat dânsele. Din toate căștile on-ear pe care le-am testat, ok, nu le-am testat, pe care le-am încercat vreodată, asta mi se pare că stau cel mai ok pe cap. Foarte comod de utilizat, e că pur și simplu le-am aprins, pur și simplu s-o conectat singuri, ai pasat play și mergi mai departe și asculti mai departe, tot ce vrei. Despre minusuri am spus că n-au o husă în care să le păstrez și încă un minus că nu știu, asta probabil e minusul telefonului. Când mă sună cineva, trebuie permanent să aleg telefonul, să vorbesc de pe el, că ele au, apropo, microfon anume în ele, adică prin Bluetooth poți să vorbești pe microfon, că ele au fără cablu, da? N-au microfon. Dar e foarte, foarte aiurea. Nu-l recomand să-l folosiți. S-aude parcă stai la 50 de metri sub apă și ești și poate să faci ceasul ăsta. Deci, pentru convorbiri la telefon, nu-l recomand. Nu le recomand prin Bluetooth anume. Pentru asta trebuiască să le scoateți, vorbiți, apoi terminați apelul, muzica singură se pornește și începi să cânte aici, dar se aude ele destul de tare dacă asculti la volumul maxim. Și tu să spunem că ești în transport public și tăți, cum s-ar spune, are enjoying your music. Deci, haideți să concluzionăm totuși cine are și cine nu nevoie de căștile Marshall Major 2, ediția Bluetooth. Eu cred că aș putea la sigur să le recomand absolut tuturor. Unui audiofil nu cred că le-aș putea recomanda pentru că el n-ar cumpăra căști de $140 sau de euro. El se uită mai mult în gama de 3-4 mii, așa ceva. Însă pentru un simplu consumator, eu cred că e perfect. Și pe mine mă deranjează foarte tare și aici se întâmplă cu obiectivul, da? După cum am mai spus, prin Bluetooth ele se aud mult mai bine, mai clar, mai cristalin. O mică problemă poate fi în frecvențele mai joase, când mergi vorba de un bas mai închis, știi? Deși le ține destul de bine și pe alea. Deja depinde de calitatea muzicii pe care o ascultați. Pentru că dacă o să downloadați niște cânti de pe YouTube și o să vreți să auziți calitatea maximă, nu cred că o să reușiți să faceți asta. Ascultați FLAC sau, nu știu cum, VAV. Există probabilitatea să mai uploadez videouri pe viitor. Trebuie doar să așteptați și să mă motivați cu like-urile voastre, cu abonările voastre, dar voi din păcate vă dezabonați, așa că puține șanse să continui cu ce așa am început. Însă dacă o să fiți cumva mai activi, eu nu o să mă supăr. Eu cred că când o să strâng vreo 103
10 de abonați, poate 150 de abonați. O să fac un review acestui Apple Watch 2. Ne? Nu se vede așa. Vreau tot să fac review la această cameră, să mă bazez mai mult pe video gear. Nu m-am mai chinuit eu să scriu ceva scripturi sau scenarii pentru videoul de azi, cum fac de obicei, pentru că așa spontan, pur și simplu am pus camera și am început să filmez, mă rog, dacă nu e foarte informativ, îmi pare rău, dar dacă totuși vreți să aflați ceva despre aceste căști, lăsați un comentariu și o să încerc să fac un review mai deep, sau dacă întrebarea o să fie simplu, eu o să vă răspund, nicio problemă. Cam așa. Probabil se aude și microfonul dacă fac e așa. Așa, da. Îmi pare nespus de rău, eu nu sunt cel mai mare profesional în filmări, nu îmi place să fac animații și să editez, dar mă rog, chestiile astea minuscule nu-i lene să le tai sau să le corectez cumva în post. Da, în post. E nespus de comod cu ecranul și alea de supra. Că trebuie să-i fac review și lui. Și la cameră n-am făcut review. Am un Nikon D3300, da? Adânsul ecranul nu se face așa, știi cum lătăți. Și trebuie să-mi cumpăr un monitor adăugător care l-am pus sus. Eu nu am niciun script, deci posibil să nu iasă chiar ceva foarte informativ, pentru că din păcate creierul meu nu e capabil să vă exprime gândurile așa cum eu le gândesc prin cuvinte. Sper că mă aud destul de bine. Nu știu cum altfel să înregistrez sunetul calitativ. Asta e unica posibilitate, da? Cu microfonul lângă mine. Mă uit sus pentru cei de monitor, voi cred că știți asta, deci haideți să trecem la treabă. După cum am mai spus, prin Bluetooth ele se aud mult mai bine, mai clar, mai cristalin ca apa limpede de izvor care curge din munții Alpi. Și știu că e foarte neplăcut când eu stau permanent și mă uit în sus acolo. Da, trebuie să mă uit la voi pentru că trebuie să fiu aproape de auditoria mea de... Au fost 120, acum sunt 116 abonați. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, puneți un dislike, vă rog frumos, pentru că eu prea puține dislike-uri am, într-adevăr. Și asta o să însemne că voi pe mine mă ascultați și eu o să fiu foarte, foarte bucuros să văd acele dislike-uri, pentru că eu știu că auditoria mea mă susține în ce și eu fac. Dacă vreți să vedeți review-ul acestui Apple Watch, puneți like-uri totuși, pentru că dislike-urile totuși demoralizează. Vă mai spun o dată, abonați-vă la canalul meu, pentru că pe mine asta mă motivează într-adevăr să filmez ceva. A, da, stai, leac. Voi doar pur și simplu nu vreți ca eu să filmez ceva. Ha, razmichtались.